Școala gimnazială numărul 7 din municipiul de pe Cerna este parte a Colegiului Economic Emanuel Gojdu din localitate. Practic aici, prin aceste lucrări de reabilitare termică, se înlocuiește tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC cu geam termopan. Se efectuează termoizolarea zidurilor exterioare pe toată suprafața fațadelor cu polistiren prin învelopare. Totodată, se refac și spaleții și se înlocuiesc pervazele de la ferestre. Valoarea proiectului este de 517.690 de lei cu TVA, derulat prin Centrul de Execuție Bugetară Colegiului Economic Emanuel Gojdu, iar toate lucrările trebuie finalizate până în luna octombrie a acestui an.